Serghei Protosenia se pensionase de curând de la conducerea companiei petroliere ruse Novatek și avea o avere estimată la 500 de milioane de dolari. Se afla în Ioret del Mar în vacanță alături de soție și de fiica de 15 ani. Nu se știe deocamdată cu exactitate ce s-a întâmplat în noaptea în care a murit. Cel care a alertat poliția a fost fiul în vârstă de 22 de ani, aflat în casa familiei din Franța, pe motiv că nu putea lua legătura cu părinții săi. Pueden ver desde el exterior el cuerpo de una persona colgada desde uno de los balcones de la casa. Al detectar esta situación, entran en la misma y al entrar en el interior del domicilio, pues pueden ver en una de las habitaciones el cuerpo de dos mujeres con claros signos de violencia, tapados con una manta. Soția și fiica lui Serghei au fost înjunghiate. Fiul și un apropiat al familiei susțin că tatăl nu ar fi putut face așa ceva niciodată, iar anchetatorii au declarat că pe corpul lui Serghei nu au fost găsite urme de sânge. Moartea misterioasă a avut loc la doar o zi de la asasinarea fostului director Gazprom Bank, împreună cu întreaga familie, în apartamentul din Moscova. De la începutul războiului, 6 oligarhi ruși au murit în condiții suspecte în Rusia, Marea Britanie și Spania.